Am să-i spun lui Năsturel de poveste că nu o găsesc. Nu e. Bine v-am găsit, prieteni de aici din Grădina Botanică din Iași, unde se întâmplă tot felul de povești care mai de care mai frumoase și mai interesante. Auziți? Nici eu nu aud. Ca să pot să aud, trebuie să găsesc căciula urechiagere. Ați văzut-o voi pe aici prin Grădina Botanică? Este o căciulă roșie. Îmi pare veche așa, dar se pare că dacă o pui pe cap, dar să vă spun cum am aflat. Într-o bună zi, un bătrânel mergea prin Grădina Botanică. Și a văzut, tot uitându-se ba în dreapta, ba în stânga, ba sus, ba jos, a văzut o căciulă. Era o căciulă cam veche, și a zis bătrânul, dar pentru că nu am avut niciodată o căciulă, o să o iau. Și și-a pus bătrânul căciula pe cap. Da, ce se aude? Auziți? E gălăgie mare! Alo! Liniște, vă rog! Se ceartă, nu i-au zis cum se ceartă? Dar e frumos în grădina botanică? Și acolo îi vedeți pe cei doi, par ca doi îndrăgostiți. Nu? N-au zis nimic? Ah! De la căciulă era. Cum și-a dat bătrânul căciula jos de pe cap? S-a făcut liniște. Și-a zis omul nostru, ce căciulă am găsit. Nu este orice fel de căciulă. Cu aceasta aș putea eu să aud multe, multe lucruri. Căci da, cu căciula aceasta fermecată reușea să audă ce vorbeau copacii, ce vorbeau gâzele, ce vorbeau păsările, ce susurau râurile. Exact. Așa se întâmpla. Și-a luat omul căciula, și-a pus-o din nou pe cap și a mers până când s-a oprit la un copac. Acolo a dormit pentru ceva vreme și când s-a trezit, a auzit vorbe puternice de sus, din copac. Erau doi corbi. Ai auzit, frățioare? Ai auzit ce se întâmplă peste Muntele Albastru? E o casă acolo. Nu, frățioare, ce se întâmplă? Uite, eu, de exemplu, vin de peste mare și nu mai e pește deloc în mare. S-a golit marea de pește, aproape că nu mai am ce mânca. Dar la tine ce se întâmplă? E, frățioare, la mine se întâmplă că am ajuns la o casă. Și în casa aceea oamenii sunt foarte nefericiți. Soțul și soția plâng de dimineață până seara. Păi de ce? Pentru că li s-a îmbolnăvit fata. Trage să moară biata de ea. Dar știi de ce se întâmplă asta? Ei, păi nu știu, dar poate îmi spui tu, zise celălalt corb. Pentru că atunci când și-au construit hambarul, au prins în acoperișul hambarului un șarpe. Nu și-au dat seama că l-au țintuit acolo cu cuie. Și bietul șarpe de 7 ani de zile stă acolo și se chinuie. Vine nevasta șarpelui și îi aduce câte un pic de mâncare și îl ține în viață. Dar pentru că șarpele e chinuit și șerpoaica supărată, s-a îmbolnăvit fiica oamenilor. Și dacă șarpele nu o fi scos de acolo, moare fata. Ei, și și-a scos bătrânul nostru căciula de pe cap și s-a grăbit să meargă până când a ajuns la casa oamenilor. Dar, măi, nu intru așa în casa lor, că nici nu o să mă creadă. Eu, un om obișnuit, cum să intru pur și simplu așa? Nu, mai bine să-mi pun ceva pe... Știu, îmi cumpăr o pelerină, îmi pun o pelerină ca și cum aș fi un înțelept. Și o sunt un înțelept. Dacă cineva are nevoie de sfaturile mele, eu poate îl pot ajuta, a strigat bătrânul nostru. Și-au deschis oamenii ușa casei lor. Hei, omule, înțeleptule, vino la noi, poate ne poți tu ajuta, au zis bărbatul și femeia, întristați, cu chipurile palide, cu lacrimi în ochi. Și-a venit omul în casă, a intrat și a văzut-o pe fiica oamenilor zăcând pe pat. Dar ce-ați pățit? A întrebat acesta. Iaca,
Ea, ca fiica noastră, e bolnavă. Trage să moară. Am chemat vraci, oho, de peste mări și țări. Au venit mulți să o vadă. Și niciunul n-a știut ce să-i facă. Și atunci, dacă tu, înțeleptul, ai avea vreun leac pentru fiica noastră, ne-ai fi de mare ajutor. Lăsați-mă un pic aici singur în camera aceasta cu fiica voastră, o să stau un pic de vorbă cu ea și apoi voi spune dacă o știi leacul. Și oamenii au ieșit din încăpere. Fata nu putea vorbi. Bătrânul a stat și a privit-o și a pus căciula lui pe cap, căciula cea roșie. Și dintr-o dată s-a auzit din hambarul ce se afla lângă casă, s-a auzit susurul slab al șarpelui, care aștepta, poate cândva ar fi putut fi salvat. I-a chemat pe părinții fetei înăuntru și le-a spus: acum 7 ani de zile ați construit un hambar. Da, chiar așa este. Acum 7 ani de zile am construit hambarul nostru. Da, dar când ați construit hambarul, pe acoperișul hambarului ați prins un șarpe. Și dacă nu-l veți elibera, fiica voastră nu se va vindeca. Și s-au dus bieții oameni, au desfăcut acoperișul, au luat într-un coș șarpele, care de-abia mai respira. L-au dus lângă o apă, l-au hrănit și au avut grijă de el. Și pe măsură ce șarpele își revenea, fiica oamenilor se vindeca. Și l-au răsplătit pe bătrân. L-au răsplătit cu 300 de galbeni de aur. Și-a plecat bătrânul și-a cumpărat haine noi și-a cumpărat o căsuță frumoasă și locuia acolo. Dar într-o bună zi s-a gândit că ar putea să mai călătorească. Și-a mers până când s-a așezat din nou sub un copac să se mai odihnească. Și-a auzit din nou doi corbi vorbind. Și de data aceasta, unul dintre corbi era foarte îngrijorat, căci se dusese vestea în lumea plantelor și animalelor că sufera un copac, un camfor. Camforul bietul de el fusese tăiat de către un om când și-a construit lângă casă alte acareturi. Și camforul nici mort nu era, dar nici viu nu era. Din el creșteau lăstari și omul nostru îi tăia. Veneau copacii la camfor în vizită și bietul de el de-abia mai trăia suferind. Iar omul s-a îmbolnăvit și nimeni nu știa ce leac să-i dea. Când a auzit bătrânul toate acestea spuse de către corbi, s-a îndreptat către casa omului. A ajuns la el acasă și a pus din nou pelerina și a început iarăși să strige: sunt un înțelept, plecat de mult pe drumuri. Dacă cineva are un loc să-mi dea pentru o noapte și dacă cineva vrea un sfat bun din partea mea, dacă m-ar primi în casă, eu l-o-i ajuta. Și a ieșit nevasta omului bolnav și l-a poftit în casă și l-a așezat la masă. Iată, înțeleptule, ce ni s-a întâmplat. Bărbatul meu e bolnav și leac nu am găsit pentru el. Păi, lăsați-mă noaptea aceasta să dorm în casa voastră și mâine dimineață, dacă o avea un răspuns, vi-l oi da. Așa s-a întâmplat. Și-a rămas omul peste noapte în casa acestor oameni și-a pus căciula roșie pe cap și-a auzit: frățioare camfor, frățioare camfor, cum te mai simți? Și când s-a uitat, a văzut că lângă camfor un pin vorbea cu el. Cum să mă mai simt? De-abia mai pot și nu mai pot, a spus bietul camfor. Și când m-oi stinge eu, se va stinge și stăpânul acestei case. Apoi s-a lăsat liniștea. Bătrânul a adormit, iar de dimineață, când s-a trezit, le-a spus atât nevestei, cât și bietului om bolnav: aveți un camfor pe care l-a stăiat. Nici mort nu e, nici viu nu e.
de nu-l veți scoate din rădăcină, de nu-l veți planta în altă parte și nu veți avea grijă de el, zile multe nu vei mai avea, omule. Și oamenii au făcut întocmai. Au scos camforul cu grijă, cu tot cu rădăcină, l-au plantat în altă parte a casei, l-au îngrijit și acesta și-a revenit. Și odată cu el s-a vindecat și omul nostru și l-au răsplătit regește pe bătrân. Iar acesta a plecat la căsuța lui și n-a mai folosit niciodată căciula roșie. I-au fost banii suficienți cât să-și ia o livadă frumoasă și să se bucure de copaci, de plante, de păsări, de iarbă. Și se pare că a lăsat căciula roșie aici, în grădina botanică din Iași. Așa că eu o caut. Dacă știți voi unde este, puteți să-mi trimiteți un mesaj la numărul de telefon mobil 0740 171 622. Și dacă nu știți, îmi spuneți dacă v-a plăcut povestea sau nu. Eu o să plec să caut căciula. Dacă o găsesc, vă povestesc. Pe curând! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!